Unul din subiectele controversate de pe internet și care a reintrat în colimatorul viralului din lumea virtuală este experimentul rusesc al somnului, care ar fi avut loc cândva după terminarea celui de-al doilea război mondial. Acest articol povestește experimentul așa cum el a fost menționat în jurnalele cercetătorilor, bucăți din acestea ajungând să fie făcute publice acum câțiva zeci de ani, devenind deja un fel de miraj al tenebrelor rămase în urma războiului. Evenimentele relatate sunt rezultatul a ceea ce au documentat oamenii de știință care au fugit în anii 1940 și anii 1950 de serviciul secret rusesc KGB. Se povestește despre începuturile experimentelor privitoare la tehnologiile de război cu precădere cele de crearea unui serc sau gaz care să-i facă pe soldați mult mai rezistenți și utili în războaie prin prisma faptului că aceștia ar putea să rămână treji mult mai mult timp. Se spune că acest experiment ar fi primul dintr-o serie largă de testări care ar fi dus la crearea gazului Nikolaev, o substanță gazoasă menită să țină soldații treji zile întregi pe câmpurile de bătălie. Astfel, soldații ar fi devenit o armată mult mai puternică. Nu ar mai fi fost necesar un număr atât de mare de indivizi pe câmpul de bătălie pentru a învinge oponentul. Gazul a fost numit după un soldat stimat pe nume Felix Nikolaev, care a descris într-o oare măsură ceea ce vă relatez acum. Cercetătorii ruși ar fi ținut în anii 1940 5 oameni treji timp de 15 zile într-un buncăr sigilat, drept experiment al unui stimulant gazos menit a fi folosit în război. Cei 5 cobai au fost închiși, iar nivelul lor de oxigen a fost monitorizat mereu pentru ca gazul să nu-i ucidă, căci era extrem de toxic în concentrații mai mari. Cei 5 erau monitorizați cu ajutorul unor microfoane și prin geamuri groase de sticlă, având în interiorul camerei cărți, locuri de dormit și mâncare uscată care să le ajungă pentru cel puțin o lună de izolare. Nu aveau însă apă curentă sau toaletă și nici paturi propriu-zise pe care să doarmă. Erau 5 prizonieri politici din pușcăriile socialiste ale epocii, 5 criminali de război care au acceptat să participe la experiment pentru că li s-a promis libertatea la finele acestuia. Experimentul rusesc al somnului i-a tentat pe cei 5 condamnați politici pentru ca aceștia să primească promisiunea că dacă vor sta 30 de zile vor fi eliberați. În primele 5 zile subiecții s-au comportat normal, conversând unii cu alții. Însă din a patra zi, conversațiile și evenimentele povestite au devenit din ce în ce mai întunecate și traumatice. După aceste zile, cei 5 au început să se plângă de motivele care au dus la prezența lor în cadrul experimentului și au început să dea semne de paranoia severă. Au încetat să mai vorbească unul cu altul și au început în schimb să șoptească la microfoane și la oglinda geam, crezând că pot câștiga încrederea oamenilor de știință de la cârma experimentului de deprivare a somnului prin turnarea camarazilor lor. Inițial, oamenii de știință au crezut că acestea sunt efecte secundare ale gazului, însă din ziua a noua lucrurile au început să se schimbe. Unul din ei a început să țipe alergând haotic prin buncăr. A țipat constant 3 ore în șir. După acest timp, prizonierul nu a mai putut țipa, deși a încercat în continuare rupându-și corzile vocale. În tot acest timp, ceilalți nu au reacționat la schimbarea sa violentă. Ba chiar au continuat să șoptească la microfoane până când și al doilea captiv a început să țipe. Doi subiecți au început să rupă cărți și să le murdărească cu propriile fecale, lipindu-le calmi de geam. Mai apoi, țipetele s-au oprit ca și șoptitul la microfoane. După alte 3 zile în care oamenii de știință nu au mai văzut nimic, au verificat în fiecare oră microfoanele pentru a fi siguri că acestea funcționează, având în vedere că nimeni nu scotea niciun sunet. Indicele oxigenului sugera că cei 5 sunt în viață, ba chiar că sunt supuși la exercițiu fizic îndelungat. În dimineața zilei de-a 14-a testului, oamenii de știință au făcut ceva ce au spus că nu vor face niciodată. Au folosit difuzoarele din buncăr pentru a vorbi cu subiecții, spunându-le acestora că vor deschide camera pentru a verifica microfoanele. Subiecții trebuiau să se întindă pe podea și să stea liniștiți, unul din ei putându-și chiar câștiga libertatea în urma acestei intervenții. Surpriza sinistră a venit de la răspunsul subiecților, unul din aceștia spunând calm că nu mai vor să fie eliberați. Oamenii de știință și soldații participanți la experiment au început să se îndoiască unii de alții și au decis în cele din urmă să deschidă ușile buncărului la miezul nopții celei de-a 15-a zile. Au scos gazul stimulant din cameră,
și-au împrospătat camera cu aer curat, moment în care obiecțiile celor dinăuntru au început să fie auzite. Trei voci disperate cereau pe ce au mai scump ca gazul să fie repornit, deși camera a fost deschisă, iar soldații au fost trimiși înăuntru pentru a scoate subiecții de teste de acolo. Atât subiecții cât și soldații au început să țipe, mai ales descoperind că doar 4 din cei 5 cobai mai erau în viață. Rațiile de mâncare nu mai fusese atinse de vreo 10 zile, iar bucăți de carne din cadavrul subiectului mort erau îndesate la țeava de scurgere, astfel încât în buncări erau depuneri de apă de 4 cm înălțime. Nu se știe cât din lichidul de pe jos era apă și cât era sânge. Cei 4 supraviețuitori aveau bucăți de carne și mușchi rupte prin care se vedeau oase, iar din testele ulterioare s-a descoperit că rănile de pe degetele lor arătau că și-au provocat singuri respectivele daune. Organele de sub coaste ale tuturor subiecților erau smulse, iar pielea și mușchii de pe coaste erau smulse și ele, lăsând să se vadă cum funcționează inima, plămânii și diafragma. Vasele de sânge și organele erau intacte, însă fusese răscoase și puse pe cal la râm, ținând încă în viață corpurile emaciate ale subiecților. Majoritatea soldaților erau ruși experimentați în tainele și ororile războiului, însă aceștia au refuzat să se întoarcă în buncăr pentru a ridica subiecții după ce i-au văzut. Aceștia din urmă au strigat în continuu că vor să rămână în cameră și chiar au rugat din toți rărunchii ca gazul antisomn să fie repornit pentru a nu adormi. Spre surprinderea tuturor, subiecții de test au luptat din greu cu soldații când aceștia au încercat să-l scoată din buncăr. Un soldat, fiind chiar sfâșiat la gât de dinții unui subiect de teste, în timp ce altuia i-au fost rupte testiculele cu dinții. Alți 5 soldați și-au pierdut viața mai târziu, când s-au sinucis la câteva săptămâni după incident. Unii din ultimii 3 supraviețuitori au fost legați și mutați într-o încăpere medicală, unde cei 2 care puteau vorbi au rugat constant să fie puși din nou la gaz. Cel mai rănit dintre ei a fost dus într-o cameră unde a fost operat pe viu pentru că sedativele nu au produs niciun efect, acesta încercând să scape din strânsorile puternice. Doar o doză mai mare de anestezic a reușit să-l liniștească, producând instantaneu închiderea ochilor lui și oprirea inimii. La autopsie s-a descoperit că subiectul de teste murise pentru că în sângele său se afla de 3 ori mai mult oxigen decât în mod normal. Mușchii fuseseră rupți, iar 9 oase rupte deveniseră produsul stresului pus de mușchii atrofiați pe ele. Cel de-al doilea cobai avea corzile vocale rupte. Acesta a reacționat violent, încercând să scape și dând din cap negativ când medicii au adus gazul anestezic la el. Când cineva a sugerat că operația să decurgă fără anestezie, pacientul de ocazie a dat din cap în semn de da. Nu a reacționat în niciun fel în timpul celor 6 ore de operație pe viu, uitându-se din când în când cu un rânget sinistru la asistenta care se afla în operație. Medicii au încercat să-i acopere abdomenul cu cea mai rămas din piele, punând în loc și intestinele și organele abdominale în tot acest timp. După ce operația s-a încheiat, pacientul a încercat să spună ceva medicului chirurg, scoțând un sunet fad, astfel încât medicul i-a dat un caiet pe care acesta să-și scrie dorința. Subiectul a scris taie în continuare. Cei 3 subiecți ai experimentului rusesc de somn abia se mai puteau ține treji, unul din ei murmurând în continuu în timp ce altul își ținea capul dezlipit de pernă și clipea în continuu. Subiectul, mut, încerca să-și rezeme picioarele și mâinile de legăturile ce îl țineau strâns pentru a avea ceva de care să se țină treaz. Cobaiul ce își ținea capul departe de pernă fusese primul legat la aparatul EEG, astfel încât cercetătorii vedeau ce se întâmplă cu el. Singurul cobai care putea vorbi a început să țipe și a cerut să fie băgat în buncărul cu gaz antisomn, în timp ce citirile creierului său arătau aceleași căderi ca și în cazul subiectului care a murit adormind. Comandantul a dat atunci ordinul pentru închiderea subiecților înăuntru buncărului cu cei 3 cercetători care se aflau atunci cu ei. Unul din cei 3 a luat imediat pistolul pe care îl avea și l-a împușcat pe comandant între ochi, întorcându-se spre cobaiul mut și împușcându-l și pe acesta. Apoi, cercetătorul și-a îndreptat arma spre ultimul cobai care era încă legat de pat, în timp ce ceilalți oameni aflați în cameră fugiseră. Cercetătorul a întrebat pe subiectul său de teste ce este el, primind un zâmbet macabru pe buze și răspunsul următor. Ai uitat atât de ușor? Noi suntem voi. Noi suntem nebunia care se lăsluiește în voi toți, cerând să fie eliberat în fiecare moment din mintea voastră animalică. Noi suntem ceea ce ascundeți în fiecare noapte. Noi suntem ceea ce voi sedați în paralizie și tăcere când vă aflați în raiul nocturn unde nu vă putem ajunge.
Această poveste sinistră sau experimentul rusesc antisomn reprezintă un mini-experiment al unui scriitor de pe un site domeniu wikia.com, care și-a încercat norocul în a-i speria pe cititori în căutare de povești horror. Mulți cred însă că acest experiment a fost unul real, întreaga poveste scoțând un adevărat val de întrebări și teorii virale pe internet. Este sigur să presupunem că un astfel de experiment nu a existat niciodată, deși atrocitățile de dinainte, din timpul și de după război, pot fi chiar mai îngrozitoare decât povestea de mai sus.